și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Rețea de gaze la Gura Văii. Inaugurarea noii biblioteci municipale Radu Roseti Onești. Dezvoltarea competențelor în domeniul economiei circulare la Facultatea de Inginerie a Universității Vasile Alexandri Bacău. După muncă susținută de ani de zile, iată că primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, a reușit să obțină finanțare pentru rețea de gaze în comuna Gura Văii. În seara asta e în premier, așa dacă vreți să o numim. Prin ordinul ministrului dezvoltării comun, colegul iar a pus pe... Deci colegul meu este foarte atent, atent la discuție. Da. Am primit notificarea că în perioada următoare suntem așteptați să depunem documentele justificative pentru semnarea contractului de finanțare înființare rețea distribuției gaze. Cum scrie acolo, pompos. Cum scrie pompos, în comuna Gura Văii și satele aparținătoare. Gura Văii, Motoceș, Păltinata, Temelia, Dumbrava, Capăta, județul Bacău. Da, știți de ce? Că mie îmi place să fac pentru de-a întregul, nu să-i văduvesc pe unii și pe alții. Adică să înțeleg că sunteți primarul tuturor? Eu sunt primarul tuturor locuitorilor, sunt șai râpenilor, sunt și al gropenilor, sunt și al celor din Temelia și al celor din Capăta și al celor din Motoceș și din Păltinata. Eu sunt primarul întregii comune, eu nu am sate înțelege favorite și sate mai puțin favorite sau sate care m-au votat și sate care nu m-au votat. Nu există noțiunea asta? Nu, eu am 6 copii, așa-i văd, în care fiecare trebuie să-i aloci grija și atenția necesară pentru a crește frumos, ca să zic așa. M-ați emoționat. Se întâmplă rar să vezi că primarul gândește cu aceeași măsură pentru toți. Numai așa se poate dezvolta o comună sănătoasă. Nu poți dezvolta doar un sat sau două și restul să le abandonezi, pentru că la un moment dat o să te tragă înapoi. Și ca și cum ai lăsat un copil din brațe, nu? Deci evident. Pe tine nu te iubesc, du-te mai încolo. Nici nu poți gândi așa, dar ca și dezvoltare, ca și economie de altfel, nu poți să dezvolți doar un sat sau două, unde ai un interes, zic eu, mai mare și pe restul să-i dai la o parte, că v-am spus, la un moment dat va trebui să treci prin satele alea care te vor trage înapoi. Și, de exemplu, ca să legi stația de epurare de la Gura Văii, care trece prin Pătrășcani, Gura Văii, să o legi de Dumbrava, cum faci? Trebuie să treci prin Temelia, Păltinata, să ajungi în Dumbrava. Ce le spui oamenilor alea? Voi știți că voi nu meritați, nu? Cum, sau cum? Cum? Dar deci care ar fi considerentul pentru care n-ar merita? Nu, glumesc. A fost o ironie. Eu nu pot să mă prezint selectiv în fața oamenilor. Eu gândesc proiectele pentru întreaga comună și astfel am primit o finanțare de 120 de miliarde de lei vechi pentru înființare sistem gaze naturale. Săptămâna viitoare o să vedeți că public pe profilul meu personal anunțul de participare la licitație pentru constructori la construirea rețelei. Vorbim un pic și tehnic, pentru că și dumneavoastră sunteți un tip foarte aplicat pe detalii și foarte, foarte atent, am remarcat. Haideți un pic să vorbim și despre proiectul de gaze, când va începe efectiv, pentru că hârtiile au o anumită lentoare și nu odată ați reclamat acest lucru și nu odată v-ați supărat pe treaba asta și nu odată ați încercat să săriți mai multe etape, dar n-a mers, că așa e ritmul în România. Reculul birocratic, să știți că e unul foarte, foarte mare, îl resimt din plin. Prea multă hârtie se strică în România pentru nimic și din ce în ce mai puțin profesioniști în instituțiile avizatoare. Așa. Aici e una din marile probleme pe care o să le avem și în perioada următoare, pentru că legi citim toți, dar unii le citesc mai pe cant. Dacă îmi dați voie să vă... Am înțeles gluma. Și la proiectul de canalizare am întâmpinat mari, mari probleme din cauza unui avizator care îmi trimitea mie hârtie să fac ceva care de fapt trebuia să facă el. Adică cum? Adică îmi cerea niște analize ale apei pe care doar el le putea face. El avea laborator. Adică, pasa responsabil? Nu, doar de dragul de a-mi face o hârtie că eu să-i răspund cu o altă hârtie. Ei, proiectul de gaze nu e atât de complicat. Așa cum am spus, e foarte complicat, scuzați-mă. Nu e apă. Apa iese din pământ, face un pic de mizerie, mâl, ștergem, nu-i problem. Canalizarea la fel, iese, face deranj, face mizerie, dar ștergem. Gazul face bum.
Nu, gazul nu-l vezi. Gazul face nu pui bun. Mâna pe el, pe apă poți pune mâna, nu? Și nu procedurile impuse, vă dați seama, normele sunt mult, mult mai stricte. Avem odată obligația de a desemna un operator a sistemului de distribuție printr-o licitație, un operator autorizat din toate punctele de vedere care să gestioneze rețeaua de apă și abia după aceea ministerul va permite și decontarea. Este lucru cu care duci la minister să faci dovada că ai operator autorizat care să-ți gestioneze rețeaua de gaze. Astfel că acum avem două licitații, o să avem două licitații în desfășurare. Licitația pentru desemnarea constructorului, care va face țevile, asta e simplu, să pui țevile. Uh-huh. Și licitația pentru desemnarea operatorului care va gestiona sistemul de distribuție a gazului. Asta e mai complicat. Termenul de implementare per total a proiectului care ar fi? Din punctul meu de vedere, dacă nu există contestații, că aici e problema birocratică. Dacă există contestații, lucrurile... Dar s-au mai estompat chestia cu contestații. S-au estompat și nu prea. Dar vă spun că dacă nu ai contestații, în 30 de zile poți încheia contractul. Dacă ai contestație, deja... 2 ani? Depinde. Dacă ajungi la curtea de apel sau la forurile superioare, poți să fii și 2 ani. Adică astea nu mai țin de mine. Bine, dar dumneavoastră ați pornit faptul că ați semnat contractul. Eu sunt o tipă pozitivă și privesc partea plină a paharului, că partea goală o vedem toți. Cel mai important e să ai bani. Că după aia lucrurile încep să se așeze. Că e în 3 luni, că e în 6 luni, îți doar niște timp morți. Important e banii să-i ai. Că lucrurile după aia se fac. Mai greu e să obții finanțarea. După aia lucrurile încep să curgă. Cât ați lucrat pentru proiectul ăsta? Proiectul de gaze? Uh-huh. Are 3 ani. Deci de când ați intrat primar? Da, din 2021 e depus. Iar vestea că a fost finanțată am primit-o anul trecut după ce am terminat în humarea eroului Turturică, exact în ziua respectivă, în seara respectivă. Vai, ce veste, dublă veste bună. Da, deci exact în seara respectivă. Bine, acum știți, vreau să vorbim o leacă și despre evenimentul unic, dar pe final de emisiune să vorbim. Eu în cele mai tari momente, pentru mine ca și jurnalist, este în cariera mea de aproape 20 de ani de presă, n-am mai întâlnit așa emoții și nici nu știu dacă mai întâlnesc, domn primar. Nu știu dacă mai sunt primar care să... Poate o să-i motivăm și pe alții să facă același lucru. Să-și mai aducă eroi acasă. E un lucru, acum că am învățat, pot să-i ajut pe fiecare. Dați care... consultanță, deschideți biro de consultanță. Gratis. Pentru lucrul ăsta știți că sunt pasionat de tot ce înseamnă război și... Tocmai de asta v-am și pentru lucrul ăsta îi pot ajuta. Deci ați lucrat din primul an de mandat. Drumuri câte la București? Mai știți? Mai contorizați? Mi-e frică să treceți pe lângă dasterul primăriei și să pronunțați cuvântul București, că poate pleacă singur. Am multe drumuri. Are 118.000 3 ani dasterul. Am înțeles. Are multe drumuri de Bacău și de București. Am multe de București. Și de Bacău, iar zic, nu? Drumul de București mi-e merge cel, singură? Mi-e cel mai drag. Mi se citește și pe EKG și pe Ficat. Am înțeles. Oricum, bucuria că ați reușit și că ați primit finanțare nu poate fi egalată cu nimic. Poate fi egalată de recepția lucrărilor. Sâmbătă 13 aprilie a marcat o zi deosebită pentru comunitatea din Onești, odată cu ceremonia festivă de redeschidere a Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea unui proiect amplu realizat cu finanțare europeană, locală și cu o importantă contribuție din partea Consiliului Județean Bacău. La festivitatea de inaugurare au participat numeroși oficiali și personalități marcante din viața publică locală și națională. Vreau să vă spun că astăzi se deschid porțile Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești, din punctul meu de vedere, una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România. Aș vrea să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, care a fost alături de domnul primar Laurențiu Neghină pentru acest proiect și, de asemenea, aș vrea să mulțumesc tuturor, mai ales conducerii PSD. Și în încheiere aș vrea să invit toți oneștenii să vină la bibliotecă, să beneficieze de serviciile oferite gratuit, să-și facă permis pentru bibliotecă, iar pe dumneavoastră vă invit în aula bibliotecii. Această bibliotecă este exemplu palpabil că o administrație social-democrată și figurile ei, tandemul Neghină-Jilcu, susțin cultura, educația și implicit școala, pentru că
mulți dintre utilizatorii acestei biblioteci municipale sunt elevi sau urmează cursuri școlare. În timp ce unii, timp de 10 ani și mai bine, au vorbit de România educată, timp în care s-a reușit performanța ca rata analfabetismului și semi-analfabetismului funcțional în România să ajungă spre 50%, la Onești, o administrație aproape de oameni, pentru Onești, returnează comunității oneștene o bibliotecă a mileniului 3. Vă felicit, domnule primar Neghină și domnule viceprimar cu atribuții de primar Adrian Șilcu, că ați reușit să faceți un hibrid foarte nimerit la dumneavoastră în comunitate. Nu trebuie să ne fie frică de tehnologie atâta timp cât ea este pusă în slujba unor scopuri nobile și îmbinarea armonioasă, aș spune chiar fermecătoare, între carte și tehnologie și digitalizare, sunt convins că va atrage foarte mulți tineri în această bibliotecă. Iar tehnologia, la modul în care este reprezentată aici în bibliotecă, să fie cârligul, hucul care îi agață pe copii și implicit îi duce către carte la un moment dat. Cred că Oneștiul are nevoie de tandemul Neghină-Șilcu nu doar pentru următorii 4 ani, pentru că imaginați-vă dacă în 4 ani s-au realizat atât de multe lucruri în Onești, spunea domnul președinte, domnul europarlamentar Dragoș Benea, că s-au realizat lucruri în 4 ani cât poate niciodată în alți 16-18 ani anterior. Imaginați-vă ce poate să realizeze acest tandem în 8 ani, în 12 ani și cred că modul foarte eficient în care parteneriatul și munca administrativă a fost agregată de președintele Consiliului Județean Valentin Ivancea și primarul municipiului Onești Neghină a adus și a produs rezultate palpabile, concrete pentru comunitatea dumneavoastră, trebuie continuat și în următorul mandat cu doamna senator Breahnă Pravăț la conducerea Consiliului Județean. Sunt convins că vom avea parte de aceeași eficiență, de aceeași abordare constructivă și care lasă în urmă rezultate concrete, pentru că în aceste funcții de conducere executivă, la scadență, odată la 4 ani, trebuie să lași în urmă rezultate concrete, nu lozinci, nu sloganuri, nu desene pe Facebook sau momente de stand-up comedy pe Facebook, cum fac unii candidați prin municipiul Bacău, de exemplu. Despre stadiul lucrărilor la grădinița din Cucuieț, comuna Dofteana, ne-a oferit noi precizări primarul comunei Ioan Bujor în cadrul emisiunii 24 de ore. Această grădiniță din satul Cucuieț, la inițiativa cadrelor didactice de la școala din Cucuieț, care ni s-a adus la cunoștință, domnule primar, avem o grădiniță care este insalubră, care este veche, care ea este construită de către cetățenii din satul Cucuieț la momentul respectiv. Bineînțeles, a funcționat perioada în care s-a putut funcționa așa în situațiile care erau. Dar ce am făcut? Am accesat acel fond european prin Ministerul Educației. Deci am făcut cunoscut ministrului care era la momentul respectiv, se numea Pop, aducând de la cunoștință că și satul Cucuieț are mulți copii care vor să meargă la grădiniță, pentru că este unul dintre cele mai mari sate din comuna Dofteana, este al doilea, nu primul este Dofteana, iar al doilea este satul Cucuieț, care are peste 2500 de locuitori, cu copii mulți, da? Am adus la cunoștință ministrului înscris, s-a aprobat o grădiniță cu 4 săli de clasă, da? Prin POR, proiecte operaționale regionale, care se desfășoară și s-a desfășurat prin axa de finanțare 2014-2020. Deci, axa de finanțare 2014-2020, care a fost accesată de către Ministerul Educației, a pus în valoare această grădiniță, punând la licitație mai întâi, așa, lucrarea, a câștigat o firmă din București la momentul respectiv. Noi am avut obligația să le predăm amplasamentul și totodată, în contractul de finanțare am semnat și noi, eu în calitate de primar, căci voi asigura un zid de protecție pentru a nu pune în pericol copiii de la acea școală și de la acea grădiniță, un zid de protecție pe o înălțime de 10 metri, care au costat în bani vechi 4 miliarde.
A fost neeligibil. Sumele de bani au venit din bugetul local. În situația asta, au început lucrarea, au făcut acel zid, firma respectivă care a câștigat licitația, pentru că s-au emis două autorizații de construire, una neeligibil, deci cu bani din bugetul local, și una eligibil cu bani de la Uniunea Europeană. Au început săpăturile de fundație, apoi elevație. Construcția ei a fost gândită pe cadre metalice. Pe cadre metalice, deci s-au construit acele grinzi metalice, așa, avizate de către RTI și de către Inspectoratul de Stat în construcții, și s-a ajuns până la acoperiș. Apoi s-a apucat să zidească acei pereți între cadrele metalice. Pe parcursul execuției lucrărilor, pentru că autorizația de construire a fost emisă în anul 2019 cu o valabilitate de 36 de luni. Da? 3 ani. Da. Da, ei au fost pe 36 de luni, dar perioada ei de execuție în contract era doar 24 de luni. Noi am respectat legea 98 cu modificările și completările ulterioare, legea achizițiilor publice, dar dumnealor au încheiat contractul pe 24 de luni. Între cine? Între firma care a câștigat licitația și Ministerul Educației. Noi le-am prezentat doar atât, le-am pus la dispoziție atât amplasamentul. Bine, pe perioada execuției, și mă adresez și în aceste condiții, poate mă au și cei care sunt de specialitate și foarte bine pregătiți în construcții civile și industriale. Din cofragele pe care au fost executate și turnate betoane în acele cofrage pentru stabilitatea ferului beton, care era fer beton din cadre metalice, au rămas unele locuri unde nu erau îmbinate între grinzi. Venea o grindă și apoi se îmbina cu cealaltă grindă, acolo unde au rămas niște găuri mici între 10 și 12 cm în unele locuri, nu multe locuri, în unele locuri. Inspectoratul de Stat în construcții a participat la fiecare fază de lucrări, pentru că o construcție se face pe faze de lucrări, iar Inspectoratul de Stat în construcție participă la faza de lucrări prevăzute în obiectul de control al lucrărilor, se face un program. Când începe și se dă ordinul de începere a lucrărilor, atunci se face și un program de urmărire a lucrărilor. Au participat la urmărirea lucrărilor la fundație, la elevație, la pardoseală, apoi la planșeul de sus și apoi s-a dus până sus la centura de sus și planșeul de sus. Da. Mai ales faptul că au urmărit lucrările pe perioada execuției, inclusiv dirigintele de șantier a firmei respective, agreată de către Inspectoratul de Stat în construcții. Bine, asistat lucrările urma reclamației acestui domn, cadrul didactic, asistat lucrările. Inspectoratul de Stat în construcții și-a dispus o expertiză în construcții. Această expertiză în construcții, care a costat peste 40.000 de lei, sume de bani care au fost investite de către constructor... 400 de milioane lei vechi, nu? 40.000 de lei, 400 de milioane vechi, da. Corect. Deci a fost suportată de către executantul lucrării, o firmă din București numită Valmec. Rezultatul expertizei în construcție a scris așa: lucrările pot fi continuate și nu prezintă un pericol public. Dar a fost problema de durată. Fiind problema de durată, a fost sistate lucrările 4 luni de zile în primă fază. Bun, i s-a dat răspunsul petentului. După ce i s-a dat răspunsul petentului, acest petent a făcut o altă reclamație, nefiind mulțumit de rezultatul dat de Inspectoratul în construcție, a făcut o altă reclamație către DNA București. Poftim. Acolo unde m-a incriminat și m-a implicat și pe mine, în condițiile în care, repet spunându-vă, contractul este între Ministerul Educației și firma Valmec, firmă constructoare. Bine, DNA București a repartizat și a declinat competența către DNA Buhuș, nu știu din ce cauză. DNA Buhuș a declinat competența către parchetul de pe lângă judecătoria Bacău. Parchetul de pe lângă judecătoria Bacău au început cercetările în urmă cu 2 ani. Asta înseamnă luna lui februarie 2022. Lucrările fiind sistate, au depășit termenul de execuție, iar firma de execuție a intrat în insolvență, întrucât muncitorii au plecat de pe lucrare. Corect. Plecând de pe lucrare, numita firmă a fost obligată să intre în insolvență, întrucât
Atunci s-a prins și momentul când se majorasă și prețurile și în aceste condiții i-a reziliat contractul Ministerul Învățământului în luna lui februarie 2023, deci în urmă cu un an i-a reziliat contractul firmei respective. Luna aprilie, Facultatea de Inginerie din cadrul Universității Vasile Alexandri Bacău a găzduit o serie de activități desfășurate prin proiectul finanțat de Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor, Granturi SEIE 2014-2021. Proiectul este implementat de Facultatea de Inginerie în parteneriat cu Oxford Universitatea College, Norvegia, având drept scop formarea specialiștilor în domeniul economiei circulare. Aceste activități au vizat promovarea finanțării granturilor, precum și formarea competențelor în domeniul economiei circulare și au implicat dezbateri cu cadrele didactice, studenții de la programele universitare de licență, masterat și doctorat, precum și o vizită la compania Secio Aerostar Bacău. Activitățile au fost completate cu prezentarea susținută de către profesorul universitar dr. Inginer Lucian Miheț Popa în cadrul manifestărilor științifice Doctrina Excelenția, organizată de către Școala de Studii Doctorale. Scopul acestor evenimente este promovarea culturii excelenței în educație și cercetare științifică. Lucian Miheț Popa este profesor în știința și tehnologia energiei inteligente la Oxford University College din Fredrikstad, Norvegia. Este fondatorul și coordonatorul grupului de cercetare al universității, specializat în controlul inteligent al sistemelor de conversie și stocare a energiei, fiind de asemenea unul din coordonatorii programului de master în domeniul tehnologiei energiei verzi. Tema prezentării susținute de profesorul universitar dr. Inginer Miheț Popa a fost tranziția energetică și sursele regenerabile de producere și stocare a energiei la nivel național și european, un subiect de actualitate și de o importanță majoră în contextul actual al preocupărilor legate de sustenabilitate și protecția mediului. Aceste inițiative reprezintă eforturi concrete în promovarea schimbului de cunoștințe și experiențe între instituții de învățământ superior, contribuind la dezvoltarea profesională și personală a participanților și la consolidarea colaborării internaționale în domeniul cercetării și educației. Peste 350 de copii din Faraoani au primit vizita jandarmilor băcăuani. Peste 350 de copii aflați în săptămâna verde la școala gimnazială numărul 1 și numărul 2 Faraoani au avut parte de o zi specială pentru că s-au întâlnit cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău. Jandarmii băcăuani au împărtășit cu cei peste 350 de elevi recomandări utile pentru evitarea evenimentelor neplăcute prin activități interactive despre teme de actualitate adaptate vârstei lor, precum și siguranță în mediul online, prevenirea delincvenței juvenile, victimizarea minorilor și prevenirea fenomenului de bullying și cyberbullying în rândul elevilor. Le-au vorbit elevilor și despre misiunile jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și i-au asigurat că pot să le solicite sprijinul oricând. Câinii de serviciu Dil și Hera i-au încântat pe elevi cu o serie de exerciții, demonstrându-le că sunt cei mai buni prieteni ai omului. Hera a fost cea mai aplaudată dintre toți pentru că și programul ei a fost unul special, fiind vorba de un program de predresaj. Copiii s-au împrietenit cu partenerii necuvântători și au imortalizat momentul prin zeci de fotografii pline de zâmbete. Elevii s-au distrat alături de jandarmi, învățând astfel regulile de prevenire într-o formă interactiv-educativă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 25 aprilie, vremea se menține rece, cerul va fi noros, maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Vineri 26 aprilie, vremea rămâne rece, cerul va fi noros, maxima zilei va ajunge până la valori de 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.